Meciul de azi a fost un meci de calitate, au fost pase multe, băieții au muncit, adversarii au fost buni, au arătat ce talente au, dar am muncit toți cum am putut și învingătorii sunt prietenii. V-a surprins cu ceva azi adversari? Da, numărul 10 am observat că au abilitatea de a dribla foarte bine și mai mulți, dar el am văzut că strălucea mai tare dintre ei. Ați meritat victoria? Știu tu? Eu presupun că da, pentru că am muncit toți care pot mai bine, care nu, dar am muncit. Care a fost cel mai greu meci la turneu? Cel mai greu meci a fost cu Jetica, pentru că prima dată am pierdut, dar am arătat că putem mai mult decât o pierdere. Și i-am invins cu meciul 5-3. A fost o surpriză? Da. A fost o surpriză foarte plăcută și neplăcută. Cum veți sărbători această victorie? Vom sărbători cu o cupă, cu medalii, cu mâncare, presupun, și multă fericire. A reușit să înscrii și astăzi, practic în fiecare meci. Crezi că ești cel mai bun jucător al competiției? Eu cred că nu sunt cel mai bun, pentru că suntem toți egali, suntem fiecare buni la tot, la separat. Te remarci prin calități fizice, ești mai înalt puțin ca coechiperii tăi, de altfel și fratele tău, dacă nu greșesc, tot are astfel de date fizice bune. Mâncăm mult și creștem mare. Obiective, scopuri pentru viitor? Să ajung să joc mai bine decât superstarurile din toată lumea. Să nu joc cu cei mai buni, dar să fiu mai bun decât cei. Ai și vreun model de jucător pe care îl urmezi? Da, pe Ronaldo. Și vreo echipă preferată? Vreo echipă preferată? Al Rabo.